am urcat. Dăm drumul, dăm, hai să revenim la ordine de zi. Ați văzut ordinea de zi și supunem la vot ordinea de zi. Care este pentru ordinea de zi? Da, câte sunt, nu e încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Și aici, cu permisiunea dumneavoastră, a mai apărut ceva de urgență, un proiect de hotărâre pentru aprobarea actului adițional. Da, și sunt prezinte domnul Iliescu. Da, că e cam... Dăm ca și pune și asta pe ordinea de zi. Da? În conformitate cu dispoziția articolului 39 alineatul 1 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, vă invităm să participați la ședința ordinară a Consiliului Local, ce va avea loc în data de 22/12/2016, în sala de ședință a Consiliului Local. Cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului centralizat local al Comunei Bacan pe anul 2016 și a listei de investiții anexe. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2017. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Balcan în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație, organizația în vedere a atribuirii, contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instituțiilor de DSE-uri municipale a județului Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2017 la nivelul Comunei Bacan, județul Bacău și diverse. Și mai e un proiect de hotărâre care ieri sau când a venit Costel. Data de 19. Dacă sunteți de acord, proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din județul Bacău. Care e de acord? Da, domnul. Dar am supus, numai cu asta, am supus și pe asta la vot. Care este de acord să-l introducem și ăsta, proiectul ăsta pe ordine de zi? Da. Spuneți-mi. Am spus. Da, ăsta, proiectul. Proiectul ăsta nou. Trebuia să pui ce ai spus înainte, procesul verbal cu la vot și acum ordine de zi. Da? Da. Deci. La procesul verbal, știm cine este împotrivă. Da. Deci acum e ordinea de zi. Am supus ordinea de zi. Nu e ordinea. Nu, ordinea am supus-o. Acum ăsta. Da? Am introdus. Și acum, la primul punct, nu? Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului centralizat local al Comunei Bacan pe anul 2016 și a listei de investiții anexe. Ați primit documentația, v-ați uitat. Care dorește să... Eu chiar nu m-am uitat în documentații, că am fost ocupat cu astea. Și vreau să zic, am mai primit niște bani de la Consiliul Județean, 3 miliarde, scrie 3 miliarde și ceva, și cu 700 vreo 4 miliarde. Am pus unde avem datorii. Chioșcul ăla care v-am zis, care l-am adus și am zis, când o să fie bani, îl plătim. Dacă mi-o dat acum, am plătit. La drumuri și datorii. Ce-o rămas? Am pus tot la drumuri, să ne apucăm de proiecte și dacă rămân pe la anul, să continuăm, să mai achităm, să ne apucăm de lucrări, adică să putem încheia un contract. Dacă nu avem bani în buget, nu putem încheia un contract pentru un proiect sau vreo lucrare prin comună. Dacă vi se pare ceva că nu e normal sau aveți alte propuneri, schimbăm. Care vrea dacă să scrie poate la aveți cuvânt? În altă parte bani sau aveți vreo... Vă susține. Da. Să mai scrie cineva la cuvânt? La primul proiect, cine se mai scrie la cuvânt? Nimeni? Dăm cuvântul domnului Gânga. Da, după câte știu și știți mai bine, la Căminul din Schitul Frumoasa s-au alocat 150.000 de euro, sau mai precis 147.000 de euro rândul trecut. Nu am dovada aici, dar atâta s-au alocat, știți prea bine. Văd aici o sumă de 53.000 de lei, asta ar fi vreo 530 de milioane, date tot la acel cămin din Schitul Frumoasa. M-ar interesa cam și s-a făcut, și să faceți, sau știți s-a făcut cu banii ăștia.
deci banii, 100 și ceva de mii, s-au alocat din bugetul local. A fost un proiect de la... Banii sunt de la Compania Națională de Investiții. Noi am avut o hotărâre de Consiliul Local privind cofinanțarea de 11% din valoarea totală. La un moment dat, o doamnă de la Compania Națională de Investiții a zis că am putea să nu mai plătim cofinanțarea. Noi am solicitat să nu mai plătim cofinanțarea, n-am primit niciun răspuns favorabil. După care am primit adresă și ar trebui să plătim cofinanțarea. Deci banii noștri care din bugetul local pentru Căminul Schidu sunt doar ăștia. Restul, noi am avut niște proiecte, să vă explic, mi-ați spus că mi-ați vizitat la vedere. Am avut mai multe proiecte de renovare, de modernizare a căminilor și chiar de construcția unui cămin în, nu conta în satul. Am avut niște proiecte care au fost eligibile, nu au mai fost bani să le aprobați pentru ei. A venit Compania Națională de Investiții, domnule, dați un cămin și vi-l facem noi. Vorbim mai pe limba noastră, dar vi-l facem noi. N-am dat noi bani, n-am aprobat noi din buget local. Îl facem noi, iar voi o să fiți Consiliul Local, o să veniți cu cofinanțare de o sumă care nu o să mai încapă probabil ca la ei. Sau așa se fac proiectele. O să fost de acord atunci, dar am zis că poate tragem de timp, poate uite de banii ăștia. Nici acum s-ar putea să nu-i dăm. S-ar putea să nu-i dăm. Noi să-i avem prinși în caz dacă vine, trimite un control ceva la noi, noi avem banii. Nu ne găsească descoperiți. Dacă reușim să scăpăm, dacă nu trebuie să-i dăm ăștia 50.000. Da. Și s-au făcut, cred că știți, băile, bucătăria, gresii, stâlpi, acoperiș, aia prin afară. Avem zic, stații, avem covori de jos, mese, scaune, scena. Știți ce scenă era acolo? Cădeau copiii jos, pe aia făcut. Eu zic că s-au făcut. N-am făcut noi proiectul, când mulți au zis că 150.000 de euro, atât a fost proiectul, da, nu din noi, da, dar nu proiectat din noi nimic, deci Compania Națională de Investiții. Licitația a fost organizată de Compania Națională de Investiții. Da, dar unde vroiam să ajung eu? Eu mă refeream la ăștia 53.000 de lei, că putea fi folosit la un alt cămin cum e Balcanul. Dar dacă spuneți dumneavoastră că a fost dat cu dedicații ca să-i dăm pentru căminul la Schid, pentru... completare, că așa ar trebui să pune cofinanțare de la bugetul local, am înțeles. Da. Încă o problemă. La bugetul de anul care vine, veniți și neastră, cu cine voi pensați? La cămini. Doamne, asta trebuie făcut. Eu știu multe ce trebuie făcut. Împărțim bugetul în așa fel, să fie mulțumit și vorba română, și capra și varza, da? Să nu sărim că se fură bani, nu. În fața noastră facem bugetul cu toții, nu-l fac așa, în limita legii. Deci nu putem face să depășim legea sau, eu știu, alte minuni. Veniți la cămin, trebuie ața bani la Ludaș. Ce trebuie făcut? Acutare, cutare. Adică am băgat banii în Ludaș, în cămin, că l-ai cumpărat din noi, din cămin, nu știi? Bufetul l-am cumpărat, da. La Balcan, la Frumoasa. Noi avem bucătării, cum spuneați dumneavoastră, că sunt nerețe. Facem. Bine, că nici nu-ți câte nu sunt, nu spre să fac, dar facem. Dacă trebuie să fie. Dacă avem sate, au, veniți. Cu un raport, ceva, ce trebuie în așa, toate nu se poate face, cum o vine și doamna, asfalt, așa, cine n-ar vrea să facă? Cine n-ar vrea, dar bugetul pe an de zi. Dar vreau să spun, de ce Ludașul rămâne întotdeauna ultimul? Fonduri europene, vine cu un proiect cu fonduri europene și te... Eu mă duc din poartă în poartă cu poza ta și zic să te repet, încă o dată, domn primar, de ce Ludașul rămâne întotdeauna pe ultimul loc? Dar nu, chiar a fost, de când am intrat eu, cam pe primul loc a fost Ludașul. S-a făcut zidul ăla care nici nu l-a făcut la lungimea promisă. Dar atâta, tot mai lung. Dar facem mai lung, dar exact mai înainte ce am zis. Hai să facem acolo tărdigul până în Tazlou și mai facem mica în comun. Am făcut unii, au fost, pe acolo a intrat apa, acolo a stricat apa, nu? Pe Schitul, unii au fost, păi Schitul ar trebui, toate marjurile. Tot trebuie. Păi, dar cu ce să-i faci? Proiect faci. O să găsăm pe viitor o comună. Poate cu nouul guvern, poate nouul guvern, poți să ies nouul guvern, poți să vină, nu PSD-și liberați sau nu știu. Asta e posibilitatea României, nu a guvernului. Nu a guvernului, trebuie să facem pe plan local, nu trebuie să îi lăsăm pe baza guvernului că e de la PSD, că e de la liberal, că e de la... Nu, noi trebuie să facem pe plan local, da, să ne unim să facem ceva. Cu ce a spus chestia asta? Cu ce? Cioloș atâta bani da. Atâta au dat, la inundații atâta au dat. Nu Cioloș o da banii, că dacă era Năstase, nici nu Năstase dă de bani. Nu dă de au ei. Nu o da, nici PSD-ul, nici PSD-ul. Noi am făcut, am chemat comisii de la Inspectoratul Stației Colonii, comisii de la, s-au făcut o evaluare, nu știu câte milioane de euro.
Am făcut un proces verbal, semnat de toată comisia. Era și de la inspectoare stat în construcție, și de la agricultură, și de la ISU, și de la situații de urgență, și de la comisii făcute în fața locului. Nu, asta a trecut, asta ne-a trimis bani. Nu că nu au... Na, atât a fost probabil. Nu putea să împarte, că a fost pagubi destul de mari în România asta. Să, nu s-a atâția bani probabil să dea, cine n-ar vrea să dea până la urmă, nu? Ne doream să primim mai mult. Cât s-o primit, am făcut, i-am împărțit în așa fel, să fii mulțumit, să nu zic lumea că fac numai într-un sat. Am făcut șelul, da? Și în schit, un frumos o leacă mai puțin, o să facem și acolo. Frumos, asta s-o făcut. Dăm cuvântul domnul Găbăreanu? Da. În legătură cu repartizarea banilor și din buget, eu activez la Școala Frumoasă la Profesorul de Educație Fizică și am o activitate destul de încărcată, având în vedere activitățile sportive. Avem un calendar sportiv care trebuie să respectăm pe discipline, fotbal, handbal, tenis de masă, dar avem și o activitate extracurriculară pe care trebuie să participăm, să duce la îndeplinire. Și atunci când mă duc cu elevii la jocurile de handbal, să zicem, la Oneș, la Piatra Neamță, la Bacău, la Moinești, jocurile de șah, fotbal, să prindeți în buget și o sumă de bani și dacă se poate și pentru motorina, pentru transport, dar atunci când mă duc cu elevii, să le dau și lor măcar o plăcintă acolo, o gustărică, o prăjitură, că mulți dau bani, sunt talentați, dar m-a servit mereu, am venit, dar parcă cu miloada mereu, să fie prevăzut legal, dacă se poate, o sumă pentru, eu știu, fac competiție la nivel local, o cupă care costă 15 lei, 20 de lei, nu știu cât costă, un tricou. Primăria știu că s-o ocupa mereu și-o făcut, dar face și eu. Se punctează, este pentru evaluarea profesorului, am și activitate și dacă se poate, să se dea o sumă cerută acolo, eu știu, e mult, 20 de milioane, au venit 4 miliarde, știu că sunt multe datorii și este mult de făcut în comună. Școlii au bani. Da, ei au bugetul lor, dar școlii da. Spun că au mai mult pentru salarii și ceva deplasări. Nu mă ajută cu nimic, eu cer de la Consiliul Local. Nu au venit cu nimeni cu raport necesar. Eu vin acum și cer în Consiliul Local, dacă se poate, că atunci când se repartizați banii, la bugetul de anul care vine, să nu cred că ai fost refuzat vreodată. Nu am fost, dar nu am cum să mă... Mi-ați dat transport și, bine, m-ați mai ajutat cu ce ați putut dumneavoastră, dar vreau legal. Să mă duc, domnule, să aduc documente, le-am dat la băieți câte o gustare acolo. Nu știu cât e, nu scoate. O gustare de 5 lei, de 3 lei, de o prăjitură, nimic, un bac de sub. Da, e legal și se poate... Domnul primar, da, dar toate comunile care participă la activități sportive, au acolo un protocol mic, un suc, o prăjitură, ceva, eu nimic. Le-am dat mereu din buzunarul meu, dar eu nici eu nu sunt. La bugetul de anul care vine, dacă se poate. Asta în buget, sau vii cu proiect de hotărâri, să se aprobe cu suma. Propus acum, dacă se menționează în procesul verbal, să mi se dea acolo o sumă cât considerăm, vă aduc și un calendar sportiv, cam câte activități am. Eu știu că să dea bugetul, din buget noi dăm bani la școală și școală trebuie să facă. N-am primit nici un leu niciodată, nici n-am auzit de acum, aud prima dată, eu știam numai de salarii și de deplasări, ceva. Dar din lucrările astea care se fac pe la școală, tot din bugetul primăriei. Probabil activitatea mea nu e atât. Nu dă bani, nu, trebuie să fiu cu un document. Da, da. Mai este cineva să mai scrie la punctul 1? Sunt în ședință, doamne, Elie. Alo. Punctul 1? Atunci, la punctul 2. Da, supune la vot. Așa, supune la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2007. Doamna, eu știu atâta ce știu, nu m-am uitat pe ele, că nu s-au mărit taxele, au rămas alea de anul trecut și o rugăminte vreau să consemnez așa acolo, la baruri, era taxa aia de 6 milioane, s-o înjumătățim. Ați făcut așa? Am zis treaba asta. La baruri era taxa de 6 milioane, fiindcă nu mai plătește, decât să avem un bar care plătește mai 6 milioane, mai degrabă 10 cu 3 milioane. Aici, 3... aici ai 2 milioane. Nu, la baruri, până în 500 de metri pătrați, trebuie să plătească până la 4.000 de lei. Noi aici s-a propus 200 de lei. Da.
peste 4 500. Taxa divisă pentru baruri, care până acum 650 de lei pentru 2015, începând cu 2016, 200 de lei. Aici s-a propus ca și pentru anul 2017 să rămână la fel ca anul 2016, 200 de lei. Domnul primar. Asta convine mai mult. Și deci, doamne, aveți și eu. Uitați-vă aici. Era 6 milioane și am spus până la 500 de metri pătrați inclusiv, care au toți, majoritatea, până în 500 de metri pătrați, se propune 200 de lei pe ea. Iar peste 500 nu este cazul, pentru că nu este niciun bar care să aibă suprafața de 500, mai mult de 500 de metri pătrați. Da. Alt tip discuții. Aici ar fi... Da. Domnul German? Da. Începem pe cățele? Da. La impot, nu știu, o să mă refer la câteva. Eu și probabil colegii mei se referă la ceva. Am propus anul trecut, dar n-am avut succes. La impot pe clădiri nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, situate în Comuna Balcan, se calculează prin aplicarea cotei de 1,2. Eu propun scăderea la 0,8. Într-adevăr, codul fiscal, codul fiscal, stabilește o sumă, iar Consiliul Local are dreptul între 0,2 și 1,3. Noi avem 1,2, deci aproape maximale. 0,02 și 0,2. Aici, la clădirile nerezidențiale, sunt clădirile în care o persoană fizică autorizată sau o societate își desfășoară activitate economică. Este spațiul în care persoana fizică autorizată desfășoară o activitate economică. Nu se referă la clădirea rezidențială, acolo unde este casa de locuit. Aici, nu știu. Și atunci, și clădirea rezidențială și clădirea anexă, aplicarea cotei 0,12 asupra valorii impozabile. Acolo este între 0,08 și 0,12. Dumneavoastră propuneți în final, Consiliul Local este cel care hotărăște. Da, nu e nicio problemă, nu m-a supărat. Deci propun scăderea de la 0,12 la 0,12. Deci clădirile rezidențiale și clădirile anexe aflate în proprietatea persoanelor fizice situate în Comuna Balcani. Exact la impozit. 0,08 la rezidențiale și nerezidențiale. Așa, anexă. Și nerezidențiale la 0,8, tot 0,8. Să rămâns, nu facem discriminare. Anul trecut cât a fost? Anul trecut era 0,12. Și la rezidențiale 0,12 tot 0,8. Și 1,2 la clădirile nerezidențiale. 0,8 să fie la nerezidențiale. Așa, și mai... la mijloace transport în comun. Deci rămâne conform codului fiscal, dar fără majorarea cu 15%. Fiindcă 15% anul ăsta, 15% a fost acum un an, 15% acum 2 ani, 15% acum 3 ani. Cotele adiționale conform facultatea. Da, și practic 15 plus 15, vă dați seama, ajuns la plus majorarea cu 60%. Eu propun să majorez 0,6%. Deci conform legii, fără da, conform legii, conform codului fiscal. Deci conform legii, nu. Impozitul anual, articolul 3, impozitul anual pe clădiri, teren și mijloace de transport datorate bugetului local de către contribuabile persoane fizice și sau juridice în cuantum, de până la 50 de lei inclusiv fiecare, se plătește integral până la primul termen, adică până la 31 martie. Da. Într-adevăr, sunt cei care nu au posibilități și valoarea este mică. Propun până la 31 septembrie, să nu... Nu. Aici, conform legii, codului fiscal, deci așa un contribuabil, dacă are până la 50 de lei, trebuie să plătească integral până pe 31 martie. Așa e legea. În momentul în care are peste 50 de lei, atunci poate să plătească pe trimestru. 31 martie să plătească 25 de lei, 30 septembrie, 25 de lei și atunci nu se aplică nici majoră de întârziere. Sunt de acord, deci acolo nu putem, corect. Deci, la taxii speciale, fiindcă au fost tot felul de discuții cu organizarea la cămini de evenimente artistice, unde se închirează pe ore, ceilalți care pentru nunți dau o sumă mai mare. Ca să nu mai fie discuții, fiindcă cine are nuntă, normal că omul și ia pe 48 de ore, că trebuie să-și aducă scaunele, să le pună cu firmă, propun scăderea de la 4 lei metru pătrat pe zi la 2 lei. Deci aici pentru organizare. Pe oră, corect, nu, dar pentru organizarea de nunți și botezuri, propun scăderea. Totdeauna au existat discuții că cei care organizează au o sumă și cei tineri care
fac primul pas, plătesc de nu știu câte ori mai mult. Sau la aveți 0,4 lei pe metru pătrat pe zi, pe zi corect, sau 0,4 lei, sau 0,6, așa, la 2 lei pe zi, sau 0,08. Ca să fie echitabil. Aici cred că domnul primar trebuie să... Nu, dar indiferent, trebuie făcut ceva ca să nu mai fie discuțiile astea. Trebuie, ori majora dincolo, ori micșora. Majorat unde? La, dar de fapt nici la nu poți majora la evenimente, că domnul nu chiar face nici foarte corect. Nu, legii aici. Evenimentele... Nu, da, eu... da, da, aici pentru organizarea de activități școlare. Dar ce am spus eu este... Dar ce am spus eu e ilegal aici dacă scădem la 2 lei? Aici pentru organizarea de nunți și botezuri. Corect, corect de nunți. Eu mențin de la 4 lei la 2 lei. Și fac toate aceste propuneri, că mă gândesc la salubritate, fiindcă această firmă, care nu domnul primar, vinovată, de la Consiliul Județean venită, au, vă dați seama, de la două persoane se majorează... Domnul, mă un pic că termin. Eu termin și ăsta. Deci vin cu aceste propuneri, că cetățenii să știți că nu o să simtă mare lucru prin propunerile mele, că deja au la salubritate de dat. Unde sunt două persoane, s-au mărit deja cu 50%, unde sunt patru persoane, s-a dublat. Față de anul trecut. Cât dădeau înainte? 60 de lei, acum dau de persoană, 43 ori 5 persoane. La ce vă referiți? La taxa de salubritate. Deci până în anul 2015, știu, mai mult știu. De 4 persoane erau 25 de lei. Corect. Și 31 de lei. Acum unde sunt persoane. 5 persoane, dau 2 milioane și... Acum 45. Deci practic s-a dublat. Corect. Pentru că este pe persoană. Să facem o echilibrare. Ce dă din cu ce să rămână. Da. Da, atât. Alte domnul Gânga, așa și după aia cum o barna. Da, în completare ce a zis colegul meu, aș propune 7% să fie exact la nivelul între 2 și 12%, să fie echitabil de 5%. Mi se pare destul de... La ce capitol, la ce număr? Deci eu n-am înțeles, domnul primul, German, la ce la vă trebuie dumneavoastră. La taxe speciale. Da, dar aici, numai puțin da, să ne numărim. La taxe speciale. Deci la clădirile rezidențiale pentru persoane fizice este între 0,08 și 0,12. Dumneavoastră ați spus să fie 0,08. Da. Dar la nerezidențiale, tot la persoane fizice, este între 0,2 și 1,3. Deci 0,2 și 1,3. Da, da. 0,8. Exact aceeași chestie. De fapt, asta am și propus. Să fie la fel ca să nu mai fie. Tot la persoane fizice. Da. Continuați, domnul Gânga. Da. Referitor deci, la ce zis colegul meu, la, la taxele, la clădirile rezidențiale și nerezidențiale, eu am plătit o taxă de 20 de milioane, doamna știe destul de clar. Fiind mărirea de peste 15% anul ăsta, că așa e trecut din schiță, aș propune 6% sau cel mult 7%. Noi trebuie să luăm în calcul că anul ăsta avem o majorare de peste 15% la taxă. Deci avem o majorare. Vind și cu majorarea, mi se pare foarte corect ca o persoană care are o clădire de 1 miliard, ar putea să plătească minimul 2 milioane pe 0,02. Dacă merge pe 0,12, se va plăti 12 milioane. Așa, dacă merge pe 0,7, tot acea persoană va plăti numai 6 milioane. Eu aș zice în felul următor. Decât să dea, băi, și 0,02, decât să dea 2 milioane sau 12 milioane, să dea 6 milioane și cu mărirea care e de 15% anul ăsta, ar fi pentru buzunarul omului și așa destul de năcăjit, ar fi o idee foarte bună. Vorbesc și de rezidențiale și de nerezidențiale. Și m-aș referi aici că majoritatea taxelor care sunt cuprinse în tabelul nostru, într-adevăr, sunt încadrate în limite, între 0,02 și 0,12. Da. Eu aș vrea ca toate taxele astea să fie pe buzunarul oamenilor din comuna Balcani, să fie toate jumătățite la 0,7. Mai este o situație la nivelul de rang. La nivelul de rang, eu am văzut aici, aș putea să-l numesc eu, dacă nu greșesc, chiar o discriminare. Asta nu suntem noi vinovăți, asta e moștenire din trecut, da?
Avem comuna Balcani, satul Balcani, l-a dat Schitul Frumoasă și Frumoasă. Balcaniu îi băgat în rangul 4, iar restul satului sunt gradul 5. Dați voi, da. Da, da, mă scuzați că vă dau voi, da. Noi luăm o casă sau un teren, un imobil din zona Balcani Margină, e Balcan, da? Și-l comparăm cu un imobil din Frumoasa, din centru. Vom observa că la un miliard valoare, ăla din Balcani plătește, dacă cu maxim, cum e acum, ar plăti în jurul de 13.200.000, iar ăla din Frumoasa va plăti 12 milioane. Îi vorba, ultima dată că se face când doamna calculează, când doamna calculează la nivelul de rang, va înmulți cu 1 pentru restul comunii și cu 1,10 pentru Balcani. Cel mai corect era așa, măi, să nu fie discriminarea asta. Comuna Balcani e rangul 5. Mi se pare corect. Sau dacă nu, o propunere care eu aș propune și o văd foarte, foarte necesară, să facem o diferență între oamenii de pe Valea Ludașului și oamenii din Schitul Frumoasa. Pentru că aici, într-adevăr, nu poți să compari tu un om din Valea, o gospodărie din Valea Frumoasa cu una din Balcan sau din Frumoasa. Mie mi-ar fi foarte bine să socotim acum. Într-adevăr, cine merită o scutire de rang? Schitul, Ludașul, Valea Ludașului mă refer. Totuși sunt niște oameni care ar trebui acum, că pe viitor nu mai stăm la anul, iar de nou să venim cu rangul. Eu aș propune așa. La rangul următor, dacă îl considerăm zonă de mai defavorizată, să fie Schitul Frumoasa și Valea Ludașului. Dacă nu, să fie același rang. 5 toți. Da? Hai? Un pic, un pic. Dacă, chiar dacă trec ceva cu vedere, am colegii care mă susțin. Deci, la gunoi altceva. Deci asta e propunerea mea. Să facem acum o evaluare cu rangurile, să nu rămână că neobservată și vă rog să consemnați să fie toată comuna în rangul 5 pe punctele, că stați aici, pe punctul A și B, pe punctul B, pentru că nu există canalizare, nu există tot ce trebuie și nu e vorba că e vorba că oamenii care ne-au votat până la urmă, nu, că avem mai puține voturi sau mai multe, sunt oamenii care ne-au votat. Asta o vreau eu. Și propunerea, cum a zis colegul meu, de 8%, iar propun-o la 7%, ținând cont că toate s-au mărit cu 15%. Deci nu poate să mă contrazică nimeni. Am și cu 22% la remorci și cu 22% mărirea anul ăsta față de anul trecut. Dacă... Da, cuvântul domnul Barna, s-a scris la cuvânt. Da. Eu am studiat proiectul ăsta de hotărâre. Nu am fost surprins să aflu, cum bine ați spus, că sunt aceleași taxe ca și până acum. Într-adevăr, sunt aceleași taxe ca și până acum, cu limita maximă admisă de lege, deci maximă. Oamenii în Comuna Balcani plătesc cât permite legea de mult. E adevărat sau nu? Da sau nu? Nu, nu fără explicații. O să vă rog frumos să-mi spuneți un da sau un nu. Fără explicații. Deci noi am încercat ca să fie totuși un echilibru constant între anul în curs și anul viitor. Să nu fie diferențe foarte mari. Anul acesta omul să plătească 5 lei și anul viitor să plătească 20 de lei. Și eu mă gândesc că și domnul primar poate să vă explice, pentru că aceste taxe și impozite, ce sunt? Sunt veniturile bugetului local. Și poate anul viitor trebuie și necesitatea acestor venituri, nu? Îmi răspundeți și mie la întrebare, da sau nu? Sunt în limita maximă admisă de lege, da sau nu? Da, da. Sunt în limita maximă. Acum, numai dacă la persoanele... tot vreți să dați explicații, răspundeți-mi la următoarea întrebare. Dumneavoastră, dacă n-aveți bani, vă duceți la cumpărături? Da sau nu? Dar cine nu da are sau bani, nu? Nu merge la cumpărături. Corect, și aici nu corect. Dumneavoastră, ca om care socotiți aceste taxe, nu vi s-ar părea normal să tăiați din cheltuieli, nu să mențineți taxele la nivelurile maxime permise de lege? Dumneavoastră n-ați înțeles. Da sau nu, doamnă? Și dumneavoastră e simplu. Dumneavoastră n-ați înțeles un singur lucru. Primarul comunei... Domnule, nu am venit cu un proiect de hotărâre. El aprobați la poate, în funcție de necesitatea cheltuielilor din 2017, poate să propună. Poate să propună, poate să propună stabilirea nivelurilor privind impozitele și taxele pentru anul următor. Sau poate să fie majorate, dar
Ce am vrut eu să spun, în final, Consiliul Local este cel care hotărăște. Păi, dumneavoastră nu hotărăște nici domnul primar, nici eu. Nu v-am întrebat deci, cine hotărăște, primarul, eu v-am întrebat... Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate, vine cu o propunere. Consiliul Local este cel care hotărăște. Corect. Cred că dumneavoastră n-ați înțeles acest lucru. Eu am înțeles, doamnă, dar îmi răspundeți dar și mie dumneavoastră, la întrebări. Atunci îmi spuneți. Doamnă, îmi răspundeți la întrebări sau nu? Vă rog. Da sau nu? Tăiesc din cheltuieli sau mențineți taxele la cum valoare maximă? Consiliul Local? Cum decide deci, Consiliul cum Local? Cum decide Consiliul Local? Păi, bun, atunci... Eu propun, deci, cum au propus și ceilalți deci eu colegi. Nu spun absolut nimic. Dumneavoastră sunteți cei care hotărâți. Îmi spuneți și trec pe cai. Nu ce treci, și s-a propus. Deci, eu fac mențiune pe cai și ce se propune, domnul Barna? Da, așa se propune, domnul Barna. Bun, propun ca valorile să se ducă spre minimum permise de lege și... Da. Diferențele să fie acoperite din reducerile de personal care pot fi postul de administrator, alte posturi care nu sunt neapărat necesare în Comuna Balcani și nivelurile astea, dacă nu se pot duce la minim, cum a spus domnul Gânga și cu domnul consilier German, să fie măcar înjumătățite. Toate văd că sunt majorate cu 15-20%, toate capitolele, sau valoare majorată, conform legii, bineînțeles, și aș propune și eu și susțin ce au propus și cei dinaintea mea, reducerea lor. Pentru că eu așa știu, dacă n-am bani, nu mă duc la cumpărături. Nu mențin taxe pe capul. Dar în ce sens reducerea lor? Poftim? În ce sens reducerea lor? La 8%, în loc de 15%. Tocmai asta, dar asta nu este reducere, este între limite. Și se propune, dacă se hotărăște ca să se propună, da, 0,08. De acord. Doamne, de la 15% e majorare sau reducere? Dar care 15%? Pentru că dumneavoastră aveți acolo, dacă citiți foarte bine, la impozitul pe mijlocul de transport, conform codului... Acolo este atât. Hai să ne ducem la... Nu, la mijlocul de transport. Haide cu 15%. 15%. Corect, da? Care a propus domnul German. Și da. Pe urmă sunt taxele de firmă și de viață, viză cu 20%. Da. Atât. Eu propun... Deci avem la capitolul impozit dar nu propuneți reducerea. Dumneavoastră propuneți limitele. Ca limita să fie 0,08%. Fără 15%. Da, doamnă, și dacă, dacă în loc de 15 e 8, e majorare, doamnă? Sau e este între reducere? Limite. Este între limite. Doamnă, e majorare sau reducere? Nu ne înțelegem deloc. Dar nu dacă nu știți să răspundeți la întrebări. Ne-am înțeles. Ne-am înțeles. Deci acum propuneți... Nu dați la jumătate. Păi asta vreau. Și aia ce înseamnă că majorăm? Înseamnă că reducem. Dar nu se poate accepta așa. Între limite. Legal s-ar să nu vorbim unul peste altul, că am spus la început. Am o pauză. Că nu ne înțelegem. Și nu poate consemna procesul verbal. O să vă... Am voie să vorbesc? Bun. Am voie să poftim. Acum, altceva care vreau să propun, văd că aveți aici taxă pentru oficierea căsătoriei în zilele de sâmbătă, duminică sau sărbători legale, 100 de lei. Întrucât nu prea avem multe nunți, nu se încurajează nici la nivel național, nici local acest lucru, eu aș propune să înjumătățească taxa asta, să facă 50 de lei. Și cea pentru oficierea în zilele de sâmbătă, duminică și cea pentru oficierea căsătoriei în afara sediului la locația stabilită de către solicitant. Da? Pe urmă, la alte taxe locale, la taxe speciale. Aici, da, pentru... Notează. Capitolul 9. Da. Pentru oficierea căsătoriei, da. Spuneți că nu sunt venituri, da? Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului în Piața Frumoasă, e 3 lei pe metru pătrat pe zi. Aici cred că am putea pune 5. Da? Oamenii aia fac un profit, de aia vin la piață. Asta propun eu. Pe urmă, pentru folosirea tarabelor, 20 de lei e ok. Pentru comercianții ambulanți care desfac produse de orice fel în locuri autorizate din comună. La fel, aici a spus 30, eu propun 35.
Pentru depozitare de materiale. Aici propun să se înjumătățească în loc de 0,60-0,30. Pentru realizare de lucrări. Aveți 0,60 pe metru pătrat per zi. Propun înjumătățirea la 0,30. Taxă pentru eliberarea de copii hieroglifice. Vă rog să-mi explicați ce înseamnă asta. Da. Este copii după harta cadastrală din 86. Așa. Deci pe documentele, registrul cadastral, părțile... De... Care îl poate cere orice cetățean al comunei, da? E o copie Xerox, cum ar veni. Da, dar trebuie căutat la arhivă. Așa. Propun înjumătățirea sumei la 16 lei. Mi se pare cam mult, 32 de lei, având în vedere că omul care o caută are un salar. Nu, 32 de lei, e 25. Păi aici scrie 32. 32 scrie. 32. Da. Pe urmă, taxă pentru eliberarea unor documente în regim de urgență. În ziua înregistrării cererii. Adeverință registru agricol și certificare de atestare fiscală. Propun valoare de 2 lei. Întrucât omul care o eliberează are salar. Pentru efectuarea lucrărilor privind stabilizarea impozitelor și taxelor. Stabilirea, pardon. Pe loc, clădiri și terenuri. 30 de lei. Aici propun o valoare de 10 lei. Acolo știți la ce se referă, vă explic eu. Spune-te. Vine un contribuabil și solicită certificat fiscal pentru dezbatere de moștenire. Așa. Eu trebuie să-i fac atunci, pentru că vine cu schița cadastrală. La ușă mai stau poate 5-6 contribuabili. Și pentru asta s-a propus 30 de lei. Mâine vine, pentru că orice cerere se soluționează în 30 de zile. Mâine vine cu certificatul de moștenitor în cotă parte și ce vrea? Solicită iarăși certificat fiscal ca să-i se dea în cotă parte. Eu ce trebuie să fac? Trebuie iar să modific, nu? Da. Și îmi ia o oră să modific toate... Sunt riscurile meseriei. Deci eu propun să se înjumătățească. Dar propun el ca mașinață. Sunt riscurile meseriei. Nu, dar vreau să explic domnului Barna ca să... Am înțeles. Și eu am lucrat... Acolo s-a gândit. Deci acolo am mers cu... Știu ce, despre ce spuneți, dar și eu am lucrat arhivar registrator la judecătoria din Bacău în 2001. Și era o nebuneală cu dosarele și nu îmi dădea nimeni nicio taxă specială. Dar eu nu sunt numai pentru asta, să eliberez certificatul. Pe urmă, fișă de înmatriculare auto. Radiere auto în ziua înregistrării cererii. Eu cred că sunt destule taxe care trebuie plătite pentru înmatriculare și înregistrare sau radiere și asta ar trebui înjumătățită. Dar iarăși mă repet, pentru că orice cerere se soluționează în termen de 30 de zile. Contribuabilul respectiv vrea atunci. Atunci vrea. Da. Eu propun înjumătățirea. Bun. Deci, din 30 de lei, 15 lei. Pentru că nu taxă, eliberare, număr de înmatriculare. Am ajuns la punct 2 pentru că stăm aici. Deci taxă de eliberare, număr de înregistrare, căruță, tractor, moped. Da. 60 de lei pentru o căruță? Deci numerele? Numerele? Corect. Doamnă, sunt 40 de lei la poliție în Bacău. Deci la poliție taxa pentru număr de înmatriculare la un autoturism este 40 de lei. Plus numerele. Numerele. Deci taxa aia, numărul când îl plătești, e 40 de lei în Bacău. Deci aici se dă deci eu propun aici o valoare de 30. Da. Mai ieftin ca la Bacău. Da. Taxa eliberare certificat de înregistrare. La fel, căruță, tractor, moped. 20 de lei. Înjumătățirea, 10 lei. Da, e bine. Da, aici am spus cu 7%. Dar sună. Dacă s-a spus... Apropo, 7%, poate nu e bună pe fiecare. Nu poate la 7%. Dăm cuvântul. Aș mai avea o singură întrebare. Se specifică aici taxă pentru deblocarea roților autoturismelor parcate în locuri nepermise. Avem în comune dispozitive de blocare? Se poate întâmpla, da. La piață. Unicelul interzis vine... Asta nu știam. Da. Las-o acolo. Barchează și... Gata? Ce vreau să vă propun în ședința de consiliu local? Eu am o problemă cu crescătorii de animale. Așa. Taxa pentru eliberarea atestatului de producător este foarte mare, 80 de lei. Deci la cărjol este 50 de lei. Las că asta e domeniul meu și da, știu mai așa. Deci aici să fie maxim 50 de lei.
cum e și la pârjol, pentru că dacă omul are o singură vacă și pe ce vrea să o dea la abator și la abator ia 6 milioane, ia sau 8, mai vine la primărie și dă 80 de lei pentru că nu-i dă abator bani. Dar asta chiar trebuie... Chiar de producător care e valabil un an de zile. Un an de zile. Dar să dea, deci care are o singură vacă, da? Sau două, da, maxim. Da. Și dă, este foarte mult. La pârjor, la măgireș, peste tot, e 50 lei maxim. Deci acolo, aici chiar trebuie... Și da, numai două. Da. Deci noi nu punem niciun... N-am pus niciun adaus aici. E prețul care... Nu, atunci, nu. Luați legătura cu pârjorul, de unde ia ăștia, pârjorul e 50 de lei. Deci, da, deci noi n-am pus adaosul ăsta, numai carnetele care le deci carnetele care vin care se plătesc la... Probabil că noi din altă parte sunt... Da, nu, deci vorbesc de unde e așa și maxim 50 lei pentru că ești un astfel. Da. La piață, ce spunea domnul Barna mai înainte un pic, eu zic așa, să numărim totuși taxa pe cei acolo pentru că sunt foarte puțini oameni care... Și dacă îi mai alungești pe ăștia care... Dacă îi mai mărești prețul, poate mai... Da, nu mai vine nimeni, o să pleacă și dispare piața de tot. Deci eu zic așa, dacă aveți, dacă, nu, ba da, nu, dar e vorba la metru pătrat, e vorba la metru pătrat. Și dacă, și așa vin puțini oameni la piață, și dacă mai mărești taxa, că e destul bani care, ăia cu brânză, cu carne, care vin, plătesc destui bănuți pentru care vin la... Și dacă avem nelămuriri, sau dacă vrea cineva să, din consilier, putem merge duminica la piață, nu vă oprește nimeni. Mergeți cu domnul... Cine încasează la piață? Poiețel? Așa, mergeți acolo la piață cu el din mână dimineață, de la 6 până la 12, când stă el acolo. Și vedeți cât încasează în duminica asta și prin sondaj mergeți și peste 2 săptămâni sau 3 săptămâni și vedeți, la piață chiar nu cred că te-ai mărit prețul acolo, chiar nu așa. Piața sunt în jumătății. Da, da, și așa sunt puțin și dacă nu mai mărit. Nu vând de un leu în piață. Corect. Eu vreau să spun acum, n-am fost atent, dar eu vreau nu la metru pătrat. Să punem taxa mașină mare, mașină mică sau aia cu carava, da. Să te duci la fiecare mașină, nu mai pune și o umbrelă în față, trebuie să-i măsori și umbrela. Am mai fost cândva așa. Și panorama ia să acolo, da. Cel mai bine, să punem taxa de... Și referitor la reducerea de taxe, de așa, noi tot propunem minim. Deci minim. Eu sunt de acord cu minim, pentru că nimeni n-are bani în comună asta, că sigur nu sunt bani cu oamenii necăriți. Dar nici nu pot spune nici maxim, nici minim. Ar trebui cumva să mergem la mijloc. Ca să nu zic că ăla se bat cu un, bă, de datorită mie mi s-a redus taxa sau mi s-a opus așa. Deci eu zic, propun așa. Deci dacă sunt la minimul legii sau la maxim, să mergem la jumătate. Deci dacă e 0,8 și 0,12, mergem cu 0,10. Cu 0,10, exact cum, așa ar trebui, 0,10, cum a fost în anul 2015. Doamne, dar aici e 0,2, doamne, și 0,12. 0,12. Dar tu un exemplu. Nu e 0,012, e 0,08 și 0,12. Ați propus, propuneți doamna voastră. Eu zic, să mergem cu taxele nici cu alea maxime, nici cu alea minime, da? Mergem la jumătate. La jumătate. Și chestia cu taxa de producător, vă rog din suflet. Deci asta cu carne de producător. Deci la toate taxele, că aici este foarte mult. Să punem pe capitolii, că mi-e bine. Că mai... Deci asta cu 50 de lei pentru producători. Pentru jumătate, da? Și când ajung la diverse, mai iau dat cuvântul și gata. Gata, mulțumesc. Deci am eu să menționez, domnul Gânga, v-ați referit la clădirile nerezidențiale. Avea dreptate. Dar am explicat, clădirile nerezidențiale sunt spațiile în care o persoană fizică autorizată își desfășoară o activitate economică. Bineînțeles că dumneavoastră la impostul pe clădiri, pentru că n-ați adus valoarea de raportul de evaluare la timp, atunci ați plătit, să presupunem, 50 de lei. Dacă n-ați adus valoarea de raportul de evaluare, ați plătit 200 și ceva. Dar, începând cu anul viitor, o să plătiți mai puțin. Pentru că valoarea respectivă, neavând raportul de evaluare, s-a luat din evidența fiscală. Și v-am explicat, la 45.000 ori 1,2, va ieși un debit foarte mai mic cu mult decât... cu 2% care trebuia calculat asupra evidențelor fiscale. Eu deci, nu m-am, doamnă, înțelegeți? Nu, am vrut să menționez ceea ce ați spus dumneavoastră. Sunt chei scurt, eu nu m-am referit la mine, nu m-am referit nu, la dar îmi cer scuze dacă m-am referit la dumneavoastră, dar nu. Să înțelegeți eu v-am spus că am plătit o taxă mare, nu nicio problemă, nu se pune problema de mine. Eu aici nu discut. Dar începând cu anul viitor, pentru clădirile nerezidențiale, se plătesc cu mult mai puțin. Și ca să închei citatul pentru punctul ăsta, deci nu mai am nimic de spus, atât am uitat. Eu propun să facă cadou pentru tinerii căsătoriți care vrea să facă o nuntă, ca Primăria Balcan, Consiliul Local, să le asigure căminul gratis. Deci, un cadou din partea primăriei, cine se căsătorește, face nuntă gratis. Cred că noi, o comună, o primărie, noi care o conducem,
putem să dăm și noi la tineri căsătoriți, măcar căminul gratis. Deci numai pentru căsătoriți, atât, nu pe alte, că-i discotecă sau altceva. Da. Am să vă cuvânt, înainte de a spune la vot, vreau să spun două minute doar câteva lucruri. Și după aia, să punem la vot. Sunt de acord și eu cu reducerea taxelor la jumătate. Problema este în felul următor. Dumneavoastră ați venit cu foarte multe propuneri, cel puțin măcar în ședința asta. Drumuri, probleme dincolo, probleme la Rudar și cu domnul Valentin, fiecare avem câte probleme de rezolvat acolo. Dacă noi reducem taxele, să vedem de unde o să facem buget, da? De unde o să facem noi buget, să ne putem descurca. Este propunerea și domnul Barna, că a spus că se reduc din personal. Și aici, aici s-a putea tot și umbla. N-aș spune că nu. Că nu vreau să fiu eu mereu împotrivă și altul să fie pentru. Dar trebuie să ne gândim că bugetul rămâne blocat aparatul bugetar. Și domnul Ierman știe mai bine că o să rămână și profesorii fără bani. Chiar dacă vin de la ministerul. Da, da, chiar dacă vin de la minister. Domnul Ierman, nu vorbiți pe după aia vă dau cuvânt dreptul. Știți că mereu în fiecare an, ultimele două luni și acum. Dar nu mai departe, rectificare bugetară pentru bani la profesor, rectificare bugetară pentru bani la o asistență socială, tot numai probleme. Dacă noi nu avem bani cu cine descurca, cu cine le reducem? Eu sunt de acord să le reducem. Domnul Hafier, da, vorbesc la replică. Eu știu că vorbesc la replică. Nu, dar dați-mi voie să spun. Din bugetul pe anul trecut, 90% au mers în primării, 10% în dezvoltare, da? Deci dumneavoastră când noi specific să reducem taxele la jumătate, deci nici la maxim, nici la minu, eu m-am gândit la viitorul comunei care s-o aloca 10% din tot bugetul local. Deci care ar fi? Că se micșorează salariile? Păi domnul Dragnea nu promis salarii la mărite pe taxele noastre. Și vă rog să-mi dați voie să termin până la capăt. La un coeficient de 5 miliarde, să zic, care a fost 500 de milioane s-au dus în lucrări. Deci 10%, o spun actele. Deci nu o spun eu. 90% din bugetul local au mers în cheltuielile primăriei, da? Care se ocupă cu motorină, ce se ocupă, nu spun numai salarii. Și 10% au mers în dezvoltare. Și e așa nenorocire că se duc taxele la jumătate. N-am spus la minim. Am spus la jumătate dintre maxim și minim. O să vă invit să faceți un proiect de hotărâri cu toate taxele astea. Dar l-avem acum, noi ce noi de ce stăm aici? Nu, nu, cu reducerea taxelor. Cum o să punem la vot. Și o să vedem noi, după aia o să vedem noi pe la mijlocul anului cum o să stăm de vorbă. Domnul președinte, o singură precizare. Nu se înjumătățesc taxele. Că ce am discutat noi acum nu înseamnă că dacă a plătit omul 3 milioane, acum va plăti 1,5 milioane. Corect. Înjumătățim procentajul de majorare. Este cu totul altceva. Deci noi nu jumătățim taxe. Admit cum am exprimat. Că lumea va înțelege că trebuie să plătească jumătate de taxe. Sunt anumite lucruri care... Deci noi vorbim de majorarea care vroia să fie făcută prin inițiativa domnului primar, prin aparatul de specialitate și noi am cerut să fie la jumătate față de ce au propus ei. Dar nu mă împic să-i răspund, domnul Hart, după aceea sunt acuzat de colegi. 1, domnul Gândar dreptate, 90% merg pe cheltuie, 10 pe așa. Nu sunt mici, nu sunt jumătățești, coeficientul. Deci nu înseamnă exact cum a zis domnul Barna. Și în al treilea rând vreau să-mi apăr colegii mei. Noi la fiecare rectificare, domnul primar, știi, primim bani la Consiliul Județean, nu din bugetul Consiliului Local. Deci hai să nu mai ducim. Nu din taxele corectate la cetățenii. Dar nu, hai să nu lămurim permanent chestia asta. Nu. Dar s-au dat din buget. S-au dat din buget, da, pe investițiile care s-au făcut este altceva. La noi se calculează pe ele. Păi de asta spune, nu sunt la salarii. Salariile fiind special. Dacă am spus salarii, se poate verifica. A, că s-au dat la investiții, asta este totul altceva. Dar salarii, nu. Trebuie să-mi apăr colegii care simt pătrasă toată populația socială. Eroarea care am făcut-o de exprimare, nu a fost o eroare de exprimare. Nu, dar să înțelegi. Într-adevăr, am zis ca să înțeleagă lumea. Având în vedere că s-au făcut și propuneri să se reducă la jumătate, sau chiar să dispară taxă, dar nu aveam cum să le pun într-un cuvânt, da? Asta vreau să vă spun. Nu, nu, nu. Că se reduc... se reduce nivelul de impozitare, da? Corect, corect. De exemplu, dacă... Dar am spus că se reduc taxele cu jumătate. Da? 10%. Cu 50%. Nu-i valoarea mare. Acum nu, e, domnul Hafier, nu-i jumătate să reduc. Nu-i mare valoarea ce s-o... Pentru că în 2015 la o casă de 100 de metri pătrați din rangul 4, zona A, s-a plătit 66 de lei. Deci eu am avut o propunere de bun simț, așa ar zice. S-a plătit 72 de lei. Eu propun din bun simț. Domnul Hafier, da, la salut, dar și când dau tu, nu s-o plătit. Și acum, dacă noi ținem cont de cota de
aplicare la jumătate, bineînțeles că și impozitul se micșorează. Fără asta vrem. Da. Bine, asta supunem la vot. Să fie un început, da. Pe capitole, că de capitole că se propune de diferite. Taxele astea sunt o sub deci criterii s-au făcut. Deci, spunem așa, dar să înțelegem toți. Linia întâia, cum s-ar încadra, cei care sunt lângă asfalt, linia a doua. Rangul unei localități este rangul atribuit conform legii. Rangul 4 era Balcani, pentru că este reședință de comună, iar rangul 5, satele care fac parte din... Acolo nu putem să umblăm. Zonele din cadrul localității s-au aprobat prin hotărârea Consiliului Local 82 parcă pe 2015 și clădirile și terenurile de o parte și de alta a drumului județean sunt rangul... zona A, iar celelalte de pe ulițe, zona B. Sau dumneavoastră, dacă sunt pe Balcani, poftim, dacă este șosea, e rangul 5, zona A. Eu asta am vrut să specific. Zona A este de o parte de cealaltă a drumului șoseaua. Poftim și pe frumoasa. Pe Frânțeni, zona A este lângă asfaltat, lângă drumul asfaltat. Da, asta nu aparține și cu clădire. Dumneavoastră a spus de terenuri, da, de zona A. Noi trebuie să facem o zonă B, pentru că nu există canalizare, nu există condiții, nu există. Nu există nici lângă drum. Deci nu există. Deci când va fi, la clădiri și la terenuri, dar și la clădiri, zona A, tot așa, de o parte și de cealaltă, a drumului județean și a drumurilor comunale asfaltate, iar zona B sunt ulițele, cum e Valea Ludașului, cum e Schitul Frumoasa, unde nu este șoseaua asfaltată, astea sunt zonele B. La clădiri, acolo unde... La clădiri, legea a pus și curent electric și instalații de apă la un loc. Și automat intri cu curent electric. Ai, nu ai apă, canalizare ai, nu ai, nu-ți aduce nimeni? Automat intri cu ai curentul. Da. Și deci trebuie să taxezi. Aici, aici cred că domnul Ungureanu, valorile impozabile aici fără instalații de apă, canalizare și instalații electrice. Deci toate la un loc. Aici sunt toate la un loc fără. Aici ne încadrăm noi pe comuna Balcan la 600 de lei, nu la 1000 de lei. Care este instalația de apă? Domnul Harkin, să dau replică. Vă scuzați, că totuși e viitorul comun. Nu, dacă mă suntem la vot, ați avut de 3 ori. Auziți, credeți-mă, ați avut de 3 ori intervenții. Și nu da, dar nu se poate aplica pentru un singur vot și diferența de rang și diferența de taxă. Deci, mă scuzați. Vorbesc în locul meu, domnul. Da? Diferența de rang. Hai să o propunem acum. Eu aș vrea ca comuna Balcani să fie toată de rangul 5 și să nu facă diferență, Balcani să fie de rangul 4 și Frumoasa de rangul 5. Asta e propunerea care... Legea. Rangul localității, uitați-vă aici, este zona A, rangul 4, 1,10 și rangul 5, 1,05. Deci legea nu-ți dă voie să modifici. La zone, da, acolo, dar nu cred la zone să fie ceva modificare, pentru că cel de pe ulița, de pe Valea Frumoasă, nu-i convine să plătească zona. Dacă nu dă voie legea, aș propune să-l încadrăm în A, în B, toate. Dar nu poți să încadrezi. Deci nu putem să... Dacă ai asfalt la poartă, îi vă rangul, ăsta, n-ai cum. Da, am înțeles. N-ai cum. Să-l băgăm la... Nu ne dă voie legea. Dar e lege, domnule. E lege, nu ne voie. Deci este conform legii, nu le facem noi. Înțelegeți rangul. Da, să punem... Dacă mergi pe capitolul, să punem în prima dată propunerea domnului Lugânga. Care nu, să punem fiecare capitol. Fiecare capitol? Da, așa e fiecare. Dar eu am pus cu 7% să-mi arătă toate. Care de acord? Eu am spus toate. Da? Cu 0,07. A, la care mai adaug ce am spus eu. Da, de la 0,07. La mijloace de transport ce am spus 0,07. Ce-s toate? Da, merge cu 0,07. Ce problem, dar mai adaug la mijloace de transport ce am spus eu. Fără 5%. Da, da, da. Deci, hai să supunem, dacă care vrea, dacă nu puteți. Eu am supus micșorarea de la 0,12 la 0,07. Da, aș vrea cu o supunem la 0,07. Prima dată supunem la vot forma inițială a proiectului făcut de domnul primar. Cine este pentru? Da, așa e corect. Deci, ce-i propunem? Ai propus așa, au căzut așa. Acum, știu, cu propunerea lui
Gândă. Gândă. Eu am propus înjumătățirea la 0,07. Da. Înțelegem cu domnul Gândă. La toate. Da, ca să nu mai punem colo 0,8. Da. Eu renunț la 0,8, 0,07. Se urcă de la 0,02 minim, nu la 0,07. Da. Propunerea cu 0,07. Da. Atunci se punem la vot. Da. Jumate, ce am cerut toată lumea. Jumate, dar... Se întâmplă că unele taxe sunt mai mari și altele mai mici. Dar nu contează. Îi bagi ăla care avea 0,2, îi bagi 0,8, l-ai dublat. A, da. Cum ai zis pe capitol? Cum ai zis pe capitol? Clădirile rezidențiale au o cotă cuprinsă între 0,08 și 0,20. Atât, aici, la capitolul ăsta. Unde iau eu cu 0,07? Cum am zis pe capitol, supuneți. Înțelegeți? Nu se poate. Deci, haideți pe capitole. Numai pe capitole. Clădirile rezidențiale. Hai să vedem, luați... Nu luăm cu impostul de pe clădiri și taxe de la ce bun. Hai să vă propun eu ceva mai simplu. Propunerea mea la jumătatea... De fiecare cotă. Nici mai mult, nici ei. Plus taxa de la certificatul producător de maxim 50 de lei. Așa cum propune doamna Vasilica, este foarte bine dacă vă lăsați. Și fără 15% ce am propus eu la ce punem la vot ce au văzut. Pentru că eu nu pot, dumneavoastră, 0,07, dar aici nu trebuie. Nu, poate la jumate am zis, că am văzut că sunt și cu 0,8. Poate la jumate. Mergem cu propunerea da, la jumătate. Deci nici maxim, nici minim, la jumătatea. Deci da. De fiecare capitol, clădiri rezidențială, nerezidențială, să fie la jumătate. Inclusiv, da. De... inclusiv transport tot. Tot la jumătate. La transport, e fără 15% la transport. La impozitul pe mijlocul de transport, hotărârea Consiliului Local, articolul 489 din legea 227, ne permite Consiliul Local să majoreze cu până la 50%, dar nu permite să micșoreze. Dumneavoastră ce a spus, corect. Să fie conform legii. Bun, fără 15%. Fără 15%. Exact. Așa este. Supuneți, supuneți primul la Vasilica. Pune primul. Hai să te ajutăm la Vasilica. La jumătate și ai cu clădirile. Plus taxa de producător, mă... A, și specialitatea de producător. Plus, așa. Plus impozitul, plus la anunț, ce am zis. Exact. La plus... Supun la jumătate, da? Da. La taxe. Acum, care eu zis... La mijloace transport. Da, fără 15%. Bine, supunem cu la restul e la fel, nu? Da. Da? Nu, da. Fără 10. Și la taxa specială la anunț, la jumătate. Margarita. Fără... A, sau cadou? Nu vreți. La praznic. Care e ghiac să nu fie? Da, cadou. Știu dumneavoastră. La jumătate. Nici maxim, nici minim. Avem și balanța la buget. Poți că dacă sunt 12,8, rămâne 10. Corect. Corect. 10 cu minte... Exact. Și la praznici e zero. E, și la nunți lăsați zero. La praznici, la asta, la zero. La cămin, de la cât a fost căminul, dacă a spus la 2 de sau cât, așa, atâta să rămâne. Dar la piața frumoasă, la, nu rămâne la piața frumoasă. Dar dacă s-a aprobat acum, doar acum am votat cu tot. Da? La. La piață, dar la praznicii deja era zero. La praznicii deja era zero. Nu, la domnul mașină. Mașină mică și mare. Deci propunerea domnului primar, pentru că la piață nu trebuie să-i... Chiar desfințăm piața? Da. Dacă mai mărim, n-are nimic. Deci e bună ideea domnului primar cu... 10 mașina mică, 20 aia mare. Tarabili cum au fost, nu știu cât timp. Cei care vând ciorape la ambulant. La piață, da? Da. Iei mașină. Iei ciorape. Da, stai un pic. La drum. Da, cine este de acord cu propunerea domnului primar? Dar la hai să te nu putu-o. Pentru piață, da? La piață, da? La piață. Da. Unanimitate. Uite, băiat, aici unanimitate. Văzutorul e la ambulant. De acolo mai fost eu la bani. Și domnul Barna, parcă mai aveți ceva tot la taxe? Da, aici la taxe locale, la taxe speciale. Eu am zis cu copiile hieroglifice, cu depozitarea de materiale. Dar la jumătate toate. Ales la jumătate. Jumătate la jumătate. Bun, dacă sunt la jumătate toate, e ok. De un stic de vin, domn primar. La jumătate, procentar, nu la jumătate. Da. E procentar. Da, e la jumătate. Absolut. Nu, nici nu cu nunta, cum faci cu domnul Gurnu. Nuntele e o propunere a mea de la tineri că să te căsătoriți cadou la copii, nu? La nunte s-a propus și așa nu smut. Dacă vrea ca toți vor, cadou. Prima nuntă. La prima. La prima, da. La tineretul care face nuntă să nu plătească
Și așa să fac 2-3 nunți pe an. Hai măcar să fim singuri, avem curaj să se căsătorească. La trecem la punctul numărul 3. Da. Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului CD Balcani în modificarea și completarea comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație, organizația în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor. E vorba de ADIS și trebuie un delegat din partea primăriei. Au fost, nu l-am trecut aici, fiindcă a fost domnul Costel Descu. Și tot el ar vrea să rămână, dacă nu ați vrea să delegați pe altcineva, îți ducă la ședință, să se semneze, să mințesc, oricum mă duc și eu, dar eu l-am propus pe domnul Ilescu, nu-i trecut de aici. Da, e la pe domnul Ilescu Constantin, l-am propus. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2017 la nivelul comunei Bacău, județul Bacău. Problema cu salubrizarea, știți, e tot județul, nu-i numai la noi, da, discuții care... Discuții. Normal, două minute. Discuțiile și-au rost în ședință, că așa e corect. Dar neastă înainte, apropo și de tax și astea, primiți materiale cu 5 zile înainte. Vă interesați, veniți la primărie, aveți ședința de comisii, vă discutați. Păi se dezbate acolo, aici vine aprobat sau nu se aprobea. Nu aprob din cauza că aprob, nu știu ce, ar vrea amendamentul, nu. Se duce 4 ori ședința, da. Păi că zice că am timp și... Nu văd corect să vorbim pe lângă, pe când în 5 zile aveți timp să vă documentați. Nu putem să dăm aviz nefavorabil, pentru că trebuie să lăsăm toți oameni să-și spună cuvântul. Dacă îl dau o comisie nefavorabilă, înseamnă că din start am pierdut. Da, da, nu în trebuie să lăsăm, îl dăm favorabil ca să intre în ședință, să poate discuta domnul. Corect, corect. Așa, da. Luăm noi hotărâri, o comisie de 5 oameni, pentru ceilalți cești. Da, prin vot se poate exprima. Da. Discuții la salubrizarea asta, că se... Ceva care îi prinde la vacea. Da, la salubrizare... Stai, nu. Nu, dar cum? Eram eu înainte cum? Dar ce de azi? Da, nu? La salubrizare nu prea avem ce face, că aici ai un fel de monopol pe toată Moldova. Bun. Așa. Problema este măcar dacă mai putem, am văzut acolo veteran de război, văduvi, nu mai știu ce. Da. Propunerea mea este copiii care sunt la școală, la liceu. Ar fi, deci cu adeverință că este elev la liceu cu tare și el stă acolo, la internat sau la unii stă el, să-l scutim de la, că nu face gunoi aici. Asta este da, propunerea. Că... Așa face, deci dacă vine cu adeverință de la așa, liceu. Da, până acum nu s-a făcut așa. Da. Și pentru 2016, eu am solicitat pentru cei care au copii, da. La școală, să aducă o adeverință, precum că frecventează liceul la zi. Și pentru alea iulie, august, septembrie... Eu spun că a fost... Dar eu nu știu cum din ușurile dumneavoastră, pentru că m-ați întrebat pe mine, ați venit și ați întrebat. Eu am spus la toată lumea. Eu am spus la toată lumea. S-au trimis un corniz de ăla să scrie pe stradă. Nu este târziu nici acum, domnul Ilie. Să știe domnul. Dacă poți să dăm exemplu, am plătit un oricum pentru timp anul trecut. Și eu, așa nu s-a plătit. Dar nu pentru anul trecut, domnul Ilie. Dar nu trebuie să-mi trimiteți mie în cărțul ăla. Să știți treaba asta, domnule. Domnule, anul trecut s-a votat, dar pentru anul trecut, am început cu 2016. Când ați venit, plătiți taxa de salubrizare, întrebați... 2015, am discutat cu 2016. Fata plătește la Bacău. Probabil că cheltuie, plătește acolo taxa. Sau să plătească și fata, ați explicat. Nu poți să știi fata de la... Pentru cei la cămin, care pot să solicite adeverință, dar sunt și cei care au închiriat.
Eu știu că atunci ați zis cumva să facem, să facă în Bacău mutații. Păi da, dar deci dacă cei care nu pot să-și facă mutații... Păi n-au cum să-și facă, pentru că dacă se aducă adeverință de la liceu. Ok, deci asta am zis. Copiii care sunt la liceu sau la așa, nu sunt... Cu bătrânii am venit eu, dar nu-i legal, e taxă specială și nu-i legal, nu se face. Eu am vrut să nu se plătească peste 61 de ani, să nu mai plătească. Haideți să facem, să păstrăm un pic de liniște, vă rog. Nu-i legal, nu-i legal. Dar știți ce-o plăță și alte comune, să nu dea, exemplu, și nu... Nu se poate, nu e legal, nu e legal. Specială. Da. Deci noi pe taxele astea nici banii pe chitanțieri nu-i luăm care îi plătim, nu sunt banii primării. Poate lumea zice că plătești primarului sau primăriei, nu, sunt banii care îți duc la... Rompreț și costă bastă. Da. Dar nu se poate să fie ca în anii anteriori aceeași taxă? Nu. 124? Nu, e contractul. Ați primit grila, vedeți că toți primiți. 3-2. Deci, cu atât de sunt din codul fiscal. Eu... colaborare semnată și precum se vede aici, până în 2032 suntem condamnați la tarifele astea, da, care cresc în fiecare an. Nu mai de sunt 8 persoane prea mult, adică... Știi ce pot să vă... Spune eu că nu mai are. Nu mai are ce face. Singurul lucru la ce... Nu trebuia semna contractul. Știi ce se mai poate face? Deci taxa nu se mai poate umbla acolo. Nici chiar dacă vrem. Păi cine a semnat? Să venim cu niște stimulente pentru bătrâni. Da, tot din partea Consiliului Local și a Primăriei și să-i ajutăm în alt fel. Dar nu se poate, că eu am încercat, eu taxa asta m-am mutat foarte mult, pot să spun colegii știi care erau înainte, nu se poate dacă așa s-o stabilit. Dar cu stimulente se pot face. Stimulente, diferite forme de ajutor. Spre exemplu și la copii. Da, și la copii. Dacă persoane nu mi se pare corect. Că doar probabil un tomberon umplu și eu și ăla cu 10 persoane tot un tomberon. Și ăla dă 2-3 milioane și... Eu vă dau din propria mea experiență. Și cu asta vreau să închei. Știți că eu am fost plecat în afară și nu deschid o mică paranteză. În momentul când eram plecat din Italia, pe perioada când eram plecat o lună, chiria o plăteam, apa o plăteam, nu plăteam curentul că o opream și gazul. Liftul plăteam. Da? Deci tu mergeai pe scări. Deci, nu, nu contează, dar plăteam. Bine. Da, în Italia. În Italia, vrea să ajungem fleca în Italia. Nu mă scute, așa. Nu, eu. Rom Prestul își face treaba, vin la timp, vin. Da. Mașini, câte 3-4 mașini de gunoi, nu pot zic că lumea că nu am gunoi. Dacă întreb pe oricine, nu am gunoi. Taxa asta e, nu știu. Și m-am rugat la dumneavoastră. Odată, vreau să zic că banii ăștia care îi plătește lumea și îi scoate de la rom preț, le-au dat tomberoane gratuit, acum le mai aduce încă un rând de tomberoane, vă dă de alea, selectiv, aduce, dar în timp, fiindcă nu s-au plătit, noi încă suntem bine, că am plătit până prin septembrie datoria la ei. Că nici nu putem lua din altă parte să achităm. Doamne ferește să nu vină o luni de zile mașina cu gunoi, ce s-ar întâmpla cu mâna asta? Să vină la banii mei. S-a mai întâmplat așa ceva pe țară. Supunem la vot cine este pentru? Am cerut și eu dreptul. Da, spune. Deci am... Da, dacă ați venit, puteți să plecați, nicio problemă. Noi suntem aici că... Văd că Rom Prestu a venit să aprobăm o taxă. Da, foarte bine, noi și aprobăm. Cine ne obligă ei? Ei mi-au spus, ne-au obligat să aprobăm conform tratamentul și regulilor și... graficul care l-a pus. Nu e nicio problemă, e metric cu ăsta. Dacă așa vreau, dar nu să-l aprob eu. Eu nu aprob. Nu e nicio problemă. Deci, dar e neobligat, pentru că noi... Prin contract, deci, prin contract, e ce ceri de la noi, e calcul zero. Noi ori votăm, ori nu votăm, e metric după grad. Deci, nu trebuia băgat în ședința asta. Nu trebuia băgat. Nu trebuia că i-a luat. Dar uita ce spune ei. Cine este de acord cu proiectul... de hotărâre de primul făcut de domnul primar. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, care sunt? Care să-i văd și eu? Încă o dată. Unu, doi, trei, patru, șase, șapte, opt. Oh. Care este de acord cu proiectul cu ce cu Împotrivă
Păi dânsul să abține, îi rămân 7. Nu, eu sunt potrivă. Sunt potrivă, domnul Chimila, domnul Barna, este potrivă? Păi, eu știu că trebuie să duc, că așa e legea aici. Acum nu influențează cu nimic, e sau nu e. Este un contract pe bugă. Contract pe bugă. Dar care eu nu mă simt vinovat. Nu este, tot atât vinovat și nu se asta e cu adresă și direcție. Bine, bine. Asta e cu dedicație, cu toate procesele. Așa s-o lucrăm. Da. Proiect, deci următorul, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integral de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Tot cu adis. E tot cu adisul. Dar ne explicați un pic. Documentul de poziție a fost aprobat în 2010 de către Consiliul Local și toate consiliile locale. Asta însemna un contract de asocieri, semnat de toți membrii asociației, privind o modul de desfășurare a procedurii. Pe parcursul procedurii nu a mers exact cum s-a prevăzut inițial. Au intervenit modificări. Pot să multiplic să vedeți modificările care sunt, dar privește mai mult municipiul Bacău și 22 de comuni care n-au intrat la... care n-au intrat odată cu noi la colectare și transport. Deci e o licitație separat, mai mult ei au nevoie de hotărârea de Consiliu, nu ne afectează pe noi. Dar noi fiind membri adică, fiind membri, să aprobăm... E nevoie nu, bine, să ne acordă și eu permitea la dumneavoastră în ședințe la care participați să dispuneți și punctul nostru de vedere. Da, păi, urmărește o ședință, domnul Greanu, o filmată, să vezi... Nu, la Bacău mă refer, că dânsul ne reprezintă. Și se întâmplă în ședința. M-aș bucura, da. E suficient să nu ducem o hotărâre... Bine, vă spuneți și acolo, știu. Riscăm să nu mai avem servicii. Nu, dar e bună. Da. Nu, mai sunt discuții. Nu, la diversele. Acum... Dar spune la vot. Da, spune la vot asta. Ce este? Trebuie de nice. Da, asta, cineva împotrivă? Împotrivă mărea? Nu. Nu, nu. Spune tu? Nu te-am văzut cu timp. Eu am vrut încă la diverse. La diverse tot. La diverse spune. Hai, nu, la Comuna Balcani. La 31 decembrie, unde este? La funcționarea Consiliului Local, nu? E la primărie, nu? O parte la Consiliul Local, care a fost al asociațiilor. Așa. Și sunt așa. La fizici, ăla, au un contract. Da, ăia vin pentru că au animale și nu e nicio problemă. Deci ăla așa. Pentru, dacă cumva la anul, așa, ar trebui să luați cumva concesionat numai de proprietarii de așa. Deci dacă cumva îl dați la... Dar tot trebuie să veniți tu, nu? Nu vine nicio, nu vine nicio cerere, nu? Trebuie să aibă asociație. Dar nici cerere, dar nici nu știm. Trebuie să aibă asociație. Nu e obligatoriu să aibă asociație. Cooperativa, cum se numește. Cooperativă, dar nu e obligatoriu. Dacă omul are 20 de animale și solicită islas, sau dacă are o studioi sau o studi capri, și vin și vor să-și... Așa, este normal să-i dăm, să-i aprobăm pentru asta, chiar să țineți cont în cazul. Vă sun eu că sunt în profedință. Să meargă treburile anume. Ne dăm nicio adresă. Că eu am și niște cetățeni care au mai multe animale, care vor să ia și ar vrea să facă un gen de cooperativă și așa să facă. Bun. Și Căminul de la Frumoasa, dacă l-ați închiriat pentru sărbători, da? L-ați închiriat. Da, au fost ce spății chiar pe vă spărere. Nu mă gândesc, nu. Dau că unii, da. Da, ok. Nu, din Căminul, altă treabă. Da, ok, bun. Domnul, mulțumesc. Domnul German. Aș vrea, știu că în ianuarie bănuiesc după impozii să discută bugetul, aș vrea să cuprindiți în buget finalizarea de la Pârâul la Ludaș. Foarte bine că s-o construit, este bun, dar trebuie să merg până la capăt, că scăpăm o parte și inundăm alte case. Aș vrea, și am fost la birou la dumneavoastră, să reparăm podul, de la podul parte, pentru că am discutat. Valea Ludașului, vedeți se poate, și să introduceți și la Cămin la Ludaș, canalizare, să aibă WC-ul. Lăsați, sper că nu mă luați, sper că nu mă ironizați, că ironii, nu, am luat cuvântul, domnul viceprimar, ai lăsăm ironiile, ori eu am, în toate ședințele, am respectat de toată lumea, n-am ironizat pe nimeni, n-am ridicat tonul, dar vă rog din tot sufletul, fără ironii. Dacă m-ați ajutat, îmi cer scuze.
Știți exact cum, cum își cere scuze? Discutăm da, în pace. Hai, atât. Da, da, da. Cine s-a mai scris la cuvânt? Domnul Gunga, da, spuneți. În bugetul local avea să iei în evidență, în comună să avem un depozit pentru material de rapan, pentru nisip. Nu ne trezim iarna când nu avem diune. Noi să avem un depozit al nostru făcut, îngrădit, să nu se ducă nimeni să iei. Când avem nevoie, am luat nisip, ne-am dus și am dat pischit pe Valea Ludașului, pe Valea unii circule mașini. Asta pe viitor. Și chiar vă rog foarte frumos. Faceți, domnule, într-o zi, că nu-i mult, într-o zi, faceți loc de întors acolo la Căsoasa. Am vorbit în ședința de rândul trecut, mi-a părut foarte, chiar m-a supărat, a venit tractorul până acolo, a înfundat o gaură și a plătit, a plecat. Deci în două ore, dacă trăgea, acum e gheață, nu mai poate, în două ore punea balastru care era. Deci nu-s bani, e vorba că trebuie să o facem. Vin oamenii de pe Căsoasa, vin, n-au un întoarce mașină. Și în rest, sărbători fericite la toți colegii, la toată da. Comuna, să ne întâlnim sănătoși la anul. Domnul Gânia, mulțumim. Vreau să spuneți de parcarea aia, balastru acolo. De unde luăm balastru? Acum nu mai este, am zis. Vara. De unde vara luăm din părâu. Cu ce ocazie? Știi câte o amendă de la mediu? Da, miliardul. Da. De la apii din România, dacă e balastru. O căruță de balastru, dacă le de acolo. Facem un contract, facem ceva. Nu, dă, nu trebuie să cumpie, să facem, păi facem cu firme și spune, eu am făcut cum am făcut și eu cred că s-a făcut, s-a balastat. Dar nu o zis nimic. Da? O să facem și acolo. Dar, da. V-am zis, nu se poate cu balastrul luat din apă, că nu ne dă voie așa de la apă, din România, nu-i dă voie. E balastrul luat, probabil cu loc crescut acolo, nu știu ce. Am iar zis de misuri de milioane. Găsem o soluție. Găsem o soluție, da. Domnul Luca, altă anomalie. Luat ubicații, luați luciul la clubul ubicații, cumpărați un patron. Luciu are. Deci, dacă te opriți cu barca acolo, ai încurcatul. Trebuie să plătești. Dacă te opriți la pești, trebuie să plătești. Dacă traversezi, trebuie să plătești. Eu am vrut să arăt. Dar nu se cunoaște niște de desubturi, nu se cunoaște. Da, e făcut ca să... Domnul primar, hai că nu e o glumă. Dar din terenul meu am voie să vă dau, eu balastru. Din grădina mea vă dau. Da. Nici de acolo nu dă voie, la zona. Nu pe cuvânt. Nu avem, am teren care din nu din produce. Nu avem voie să intrăm cu utilajele noastre. Dar vă dau eu. Da, nu, păi nici din grădina mea, hai să o luăm, până la urmă, nu știu ce e dreapă, din Pârâu, nu? De acolo, nu? E uite, eu vă dau balastru. Eu rezolvăm, da. În spirit de cum a spus-o și eu, nu? Acum, cu permisiunea dumneavoastră, vreau să dau cuvântul și domnul Ungureanu. Da. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule primar, domnule viceprimar, domnilor și doamnelor consilieri. Pentru că este final de an, televiziunea exclusivă mulțumește foarte mult pentru transparența decizională. Vă asigurăm o continuare de echidistanța noastră și vă dorim sărbători fericite alături de cei dragi. La mulți ani! La mulțumim! Cei care nu vrem să fim filmați, poate nu arătăm prea bine. Dacă îmi permiteți, domnule consilier, ca să fie clar pentru toată lumea, dumneavoastră știți foarte bine că ședințele de consiliu local sunt ședințe publice. Noi respectăm tocmai atât legea 52, cât și mai ales legea 544 privind transparența decizională. Nu există opțiuni, din păcate, e o lege organică. Noi, în schimb, ne putem rezerva dreptul de a publica integral sau parțial, având în vedere și evenimentele de astăzi. Voi lua o decizie, pentru că, din fericire, eu sunt și directorul televiziunii. Să știți, noi facem parte dintr-un proiect județean de promovare a comunilor din județul nostru. Așadar, dacă uneori vom aprecia noi, fără intervenție atât din partea unor consilieri sau domnului primar, că difuzăm sau nu difuzăm, exact tot în legea respectivă este specificat faptul că presa, fiind și a patra putere în stat, își poate permite să difuzeze sau nu o anumită secvență sau chiar integral ședința. Dar fiind parțială. Astăzi m-a spus în postura în care trebuie să mă gândesc foarte bine dacă... Eu v-am pus din păcate. Nu, un pic, vă rog, să nu mă întrerupeți. Sunt în postura în care trebuie să iau o decizie foarte grea, având în vedere că sunt de aici, din Balcan, dacă... Și vă spun sincer, mă gândesc să public ședința din momentul în care s-a intrat în ordinea de zi. Că nu ne ajută și nici eu nu-mi doresc să promovez
lucrurile care, dispota politică este ok, eu nu am o problemă, aveți tot acest drept, dar dacă, așa, spun și la sentimentul dumneavoastră, totuși de la intrarea în ordinea de zi, să difuzăm astăzi. Dar dacă vor continua asemenea discuții dincolo de reperul democratic, e posibil să iau și decizia de a publica asemenea lucruri. Este dreptul nostru, așa cum dumneavoastră deliberați, domnul primar este executiv și cu aparatul primăriei, dar trebuie să aveți în vedere un lucru, că eu voi veni întotdeauna cu un prieten al domnului Balcan. Vă mulțumesc! Da, referitor mulțumesc la, noi, dacă permite, da, referitor la ce a spus dumneavoastră, ca să intrați cu filmatul exact de unde a început ședința cu ordine. Nu, am filmat-o, dar... Ați filmat-o, eu aș propune că dacă totuși tăiați, eu cred că am fost destul de politicos și am arătat cadourile la copii, să vadă ce o primit. Deci, nu cred că ce am spus eu a fost. Eu vreau să-mi prezentați. Nu, nu, la asta mă refer. Dacă nu, la faza, da. Poate doar faza în care s-a ieșit. Da, da, da. Dacă faza cu domnul Barna, eu... Deci, asta e altă treabă, dar la rugămintea mea, eu cred că destul de civilizat, n-am jignit pe nimeni, e dreptul meu să apăr. E dreptul meu să apăr. Votanță și copii. Sigur, sigur. Domnul Gânga, dar v-ați convins că nu s-o fura banii? Dar v-am spus. Domnul, v-ați convins că nu s-o luați? Eu nu v-am spus că nu s-o fura banii.